Suntem în direct și încercăm să aflăm ce se întâmplă cu, cu românii și, desigur, și cu medicii care se află în afara granițelor. Foarte important că vom discuta mai târziu despre faptul că România trimite în Italia o echipă formată din 10 medici și 5 asistente. Discutăm acum despre românii care vor să se întoarcă acasă, cei care au nevoie de ajutor. Alături de noi este domnul Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, în direct. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Care este acum situația românilor care se află în afara granițelor? După cum știți, noi am făcut de-a lungul timpului, cel puțin în ultima lună, o serie de demersuri pentru a facilita revenirea în țară a cetățenilor români nerezidenți, cei care se află în străinătate cu titlu temporar, fie turiști care au rămas în tranzit ca urmare a măsurilor luate de diverse state europene, sau persoane aflate în situații speciale, precum urgențe medicale, sau circumstanțe care nu mai permiteau șederea în statele respective, inclusiv muncitori sezonieri. După cum știți, am facilitat întoarcerea din Italia a peste 1100 de cetățeni din această categorie și avem în continuare în pregătire două zboruri care vor fi operate pe Spania în perioada următoare. Avem în continuare cel puțin 600 de cetățeni români care se află în afara spațiului european, pe diverse locații, în diverse continente care solicită repatrierea, și aici va trebui să vedem care sunt posibilitățile reale de acțiune, pentru că, după cum știți, în urma măsurilor care au fost luate de foarte multe state, inclusiv de state europene, inclusiv de către România, care, iată, a suspendat zborurile cu toate statele aflate în zona roșie, practic, modalitățile concrete de sprijin s-au redus în mod considerabil. Pe 3 aprilie, Ministerul de Externe a facilitat revenirea în țară a 52 de cetățeni români aflați la muncă în regiunea Kurdistan din Irak. Pe 4 aprilie, alți 56 de cetățeni români aflați cu titlu temporar în Dubai. Deci, Ministerul de Externe încearcă să găsească soluții, dar este foarte complicat în acest moment să găsim astfel de soluții în circunstanțele pe care le-am precizat mai devreme. În al doilea rând, e foarte important mesajul pe care noi l-am repetat tot mai insistent în ultima perioadă, și anume ca cetățenii români care se află cu titlul de rezidenți în diaspora să nu revină în România în această perioadă, mai ales cu ocazia sărbătorilor de Paște, atât pentru sănătatea lor personală, cât și a familiilor lor din România. Aș vrea să vorbim, domnule ministru, și despre personalul din ambasade. Și știm că am avut situația din Franța, au fost acolo câteva persoane confirmate pozitiv. Ce știți despre starea acestor persoane angajate la ambasadă? Am avut, din păcate, câteva cazuri de contaminare cu coronavirus la ambasadele noastre. Mai întâi un coleg de la ambasada din Luxemburg, care însă deja putem spune că a ieșit în carantină și se simte bine. De asemenea, am avut doi colegi în personalul ambasadei noastre la Madrid, în Spania, care de asemenea sunt bine și urmează ca în zilele următoare să efectueze testele finale și sperăm că acestea vor confirma vindecarea. Iar situația de la Paris, pe care ați menționat-o, unde am avut 7 colegi, putem spune că starea de sănătate a 6 dintre aceștia evoluează bine, au simptomatologie ușoară și sunt în curs de recuperare. Mai este un coleg dintre cei 7 care are o situație un pic mai severă, dar de asemenea nu foarte gravă, pentru că nu a necesitat internare, și sperăm de asemenea ca testele care vor fi efectuate să fie negative. Ce măsuri au fost dispuse? Știm că săptămâna trecută ați participat la o reuniune foarte importantă în cadrul NATO. Ce măsuri au fost dispuse la această întâlnire a ministrilor de externe vis-a-vis de pandemie? A fost o întâlnire foarte importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiind prima reuniune de acest tip a NATO la nivel de ministri de externe, care s-a desfășurat prin sistem de videoconferință securizată. Și de asemenea, prima reuniune la care Macedonia de Nord a participat ca al 30-lea aliat al NATO în formatul acesta și care a avut ca principal punct pe ordinea de zi aspectele legate de pandemia COVID-19. Și unul dintre elementele care a fost discutat poate cel mai intens a fost modul în care NATO poate ajuta
să facem față efectelor pe care criza generată de COVID-19 le are, inclusiv prin transportul de echipamente medicale, prin utilizarea capabilităților de transport strategic ale NATO pentru transportul unor astfel de echipamente și materiale. Și trebuie spus că România este primul stat aliat care a folosit această capabilitate de transport strategic pentru a aduce echipamente și materiale medicale din Republica Coreea. În al doilea rând, am discutat și am și propus, de altfel, în intervenția pe care am avut-o în cadrul acestei reuniuni, ca NATO să creeze o platformă de schimb de informații, de bune practici și de lecții învățate în ceea ce privește gestionarea acestei crize generate de pandemia de COVID-19, inclusiv, de exemplu, în ceea ce privește modul în care forțele armate pot fi utilizate, așa cum s-a văzut și în România, pentru a ajuta autoritățile civile în gestionarea efectelor acestei crize. Sigur că au fost și alte aspecte care s-au discutat, legate însă de agenda, dacă vreți, normală a Alianței Nord-Atlantice. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Bogdan Aurescu, ministru de Externe, cu detalii despre ce se întâmplă cu românii care se află în aceste momente în afara granițelor. Și